Energy Moldova. Domnilor și domnilor, luând reședința Parlamentului, imnul de stat al Republicii Moldova. Vă mulțumim, onorată asistență, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Andrean Candu. Bună ziua și la mulți ani în Republica Moldova. Sunt cuprins de frumoase emoții astăzi, deoarece de ziua independenței, în primul rând, este vorba despre oameni. Oameni care în fiecare zi, prin activitatea și prin acțiunile lor, pun umărul ca această țară să se dezvolte, ca fiecare zi să fie viața mai bună. Și până la urmă, oamenii sunt cei care caracterizează și țara. Aici, în sală, sunt eroi țării, eroi zilei de astăzi, care fiecare dintre ei a contribuit pentru ca Republica Moldova să fie mai independentă, mai bogată, ca viața oamenilor să fie mai bună. Fiecare, prin activitatea sa, a contribuit. Indiferent că vorbim de medici, indiferent că vorbim de polițiști, indiferent că vorbim de pompieri sau de simple cetățeni care, prin munca sa, au reușit. Lucru foarte important. Fiecare a reușit să se remarce prin ceva deosebit. Și deoarece de ziua independenței merită să ne aducem aminte de ei, și deoarece în Parlamentul Republicii Moldova am pornit de anul trecut o tradiție frumoasă prin a le acorda distinții și prin astfel măcar să ne închinăm în fața reușitelor lor, vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și abia aștept să ajungem la această procedură de înmânarea distințelor Parlamentului și la fiecare persoană pe care o să-i auziți numele, vă rog frumos, cu sincere și cu sincere apreciere să-i aducem mulțumim. Fiindcă fiecare din ei, într-adevăr, sunt eroi Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult, domnule președinte al Parlamentului!
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației plutonierului Maxim Scripcaraș pentru ținută morală impecabilă și serviciu deosebit adus comunității. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației doamnei Tatiana Ghidirinski pentru fondarea și dezvoltarea Republica Moldova a optometriei, contribuție excepțională pentru dotarea echipamente a centrelor de sănătate publică, precum și pentru implicarea activă în instruirea medicilor oftalmologi din țară. Mulțumim. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației domnului Nicolae Natija, scriitor și publicist, pentru talentul și serviciile deosebite aduse culturii și promovării prin opere de creație a spiritualității și valorilor patrimoniului național. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației domnului Petru Caduc, maestru în sport, pentru rezultate excepționale în promovarea și dezvoltarea sportului în Republica Moldova. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației doamnei Galina Roșca pentru activitate îndelungată și prodigioasă, atitudine respectuoasă față de pacienți și perfecționare profesională continuă. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației domnului Vyacheslav Dehteriuk pentru merite deosebite în domeniul profesional de activitate și de votament în misiunile speciale de asigurare a securității țării. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației domnului ambasador Victor Moradu pentru rezultate excepționale în promovarea intereselor Republicii Moldova pe arena internațională. Vă mulțumim! Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației doamnei Elisabeta Iacub pentru abilități excepționale, organizaționale, de leadership, profesionalism, responsabilitate și promovarea politicilor în domeniul respectării persoanelor cu nevoi speciale. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației doamnei Ludmila Ursu pentru activitate didactică de succes, dedicație, implicare activă în elaborarea documentelor de politici educaționale, precum și pentru contribuție valoroasă în dezvoltarea învățământului primar din Republica Moldova. Mulțumim. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, acordă medalia democrației domnului dr. Anatolie Sidorenko pentru dedicație, dezvoltare și
pentru activitate didactică de succes dedicat. Alta prefere acord de diploma de onoare a Parlamentului colonelului Anatolie Gorea pentru meritele obținute în 2019. Președintele Parlamentului, în semn de recunoștință și în alt. Permisiunile speciale de asigurare a securității. Mulțumesc. Președintele Parlamentului, semn de merite deosebite în de asemenea, președintele de gradul din domnului Venire Negură pentru elaborarea și promovarea politicii de stat în elevată și prodigioasă în domeniul finanțelor publice, contribuarea mijloace. În semn de recunoștință și înaltă apreciere acord de diploma Parlamentului de gradul de Sfinților Parlamentului Republicii Moldova. Domnul asistență, a doua.